9 martie, Geneza 24, 1, 27. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: Pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: Semințe tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său. Avram și a jurat care să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: Pleacă-ți vatra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: Bia și am să dau de băut și cămilor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vatra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și și-a umplut vatra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înainte ei și a zis: Dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bia, domnul meu, a răspuns ea, și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și a dat să bea. După ce a dat să bea și a băut, s-a săturat, a zis: Am să scot apă și pentru cămilele tale până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămile de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur și a zis: A cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns: Eu sunt fata lui Betuel, fiul Micăi și al lui Nahor. Cum găsești partenerul potrivit? Cred că și această întrebare este foarte importantă pentru cei mai mulți tineri. Dar nu este importantă numai întrebarea, ci și răspunsul la ea. Dacă intrăm mai adânc în textul de mai sus, putem spune sigur: partenerul potrivit îl găsești cu Dumnezeu. Biblia ne spune la 1 Corinteni 7 cu 39: Este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Deci fiecare credincios are libertatea să-și aleagă partenerul credincios. Dar totuși vreau să atenționez că nu trebuie să lucrăm după voia și părerea noastră, chiar dacă celălalt este credincios. Deoarece în asemenea hotărâri care nu se mai pot anula ulterior, e bine să-L întrebăm pe Domnul și să rugăm pe El să ne conducă la partenerul potrivit, fiindcă El ne știe pe noi și pe celălalt. El cunoaște nu numai prezentul, ci și viitorul. De aceea nu privi din tâi numai la înfățișarea frumoasă, la studii, la bogății, ci întreabă-L sincer pe Dumnezeul tău pentru un sfat. Lasă ca Dumnezeu să-ți dea partenerul. Când vor veni furtunile vieții, împreună veți birui, fiindcă Domnul a fost acela care v-a împreunat.
Un credincios nu poate intra niciodată într-o căsnicie cu un necredincios, fiindcă Scriptura spune, ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 2 Corinteni 6 cu 15. Aceștia merg deseori prin greutăți și întristări mari, fiindcă în primul rând o asemenea căsnicie nu stă sub binecuvântarea lui Dumnezeu și în al doilea rând nu au părtășie comună, o credință comună. Aici este atunci mai multă speranță pentru necredincioșii care au încheiat un legământ de căsnicie fără Dumnezeu și nu cunosc căile Lui. Promisiunile frumoase nu ajută cu nimic. După nuntă se dovedește, deseori imediat, că promisiunile și cuvintele erau numai niște amăgiri și, mai simplu spus, un adevărat teatru care adeseori reușește. Atunci partenerul necredincios îl trage de la credință și pe cel credincios. De aceea lasă-te ca Eliezer, Geneza 15 cu 2, robul lui Avram, condus de Dumnezeu și vei afla că ce face Dumnezeu este binefăcut și căile lui Dumnezeu sunt perfecte.